Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi mă întorc la dumneavoastră cu o idee de cadou pentru băieți, pentru tineri, pentru bărbați. Cum bărbații de obicei lucrează foarte mult afară, vin cu această idee care sper să fie binevenită pentru dumneavoastră. Pentru a lucra o pereche de mânuși fără degete, voi folosi acest fir, firul Bravo, care este un fir poliacrilic. Dumneavoastră veți folosi firele de care dispuneți și culoarea care doriți dumneavoastră. Eu am acest griu și vreau să-l folosesc. Apoi voi folosi croșetul cu numărul 3 și jumătate. Pentru a începe lucrarea noastră, vom face mai întâi ochiuri de lanț, atâtea ochiuri de lanț cât este necesar să intre mâna aici. Deci aici este partea cea mai groasă a mâinii. Eu voi porni pe un număr de 32 de ochiuri de lanț, fără să pun la socoteală primul ochi de lanț. Deci vom începe, acesta nu-l numărăm, pentru că ne va ajuta să închidem lucrarea. Și de aici, 1, 2, 3, 4, până la 32. Am pus cele 32 de ochiuri de lanț, pentru că atât am eu nevoie. Deci, dumneavoastră veți fi atente să puneți ochiurile de lanț de care are nevoie fie soțul, fie prietenul, fie copilul. Și după ce am montat aceste 32 de ochiuri de lanț, voi face un altul și începând de la cel de-al doilea ochi de lanț, voi face un rând de piciorușe scurte. Deci în corespondența fiecărui ochi de lanț, voi face un picioruș scurt. Iar noi ne întâlnim la capătul rândului pentru a continua lucrarea. În momentul în care am lucrat toate piciorușele scurte, voi închide cu fir alunecat în corespondența primului picioruș scurt de la începutul acestui rând. Ceea ce am uitat să menționez este că întotdeauna trebuie să avem un număr cu soț, deci să fie divizibil cu 2. După ce am închis acest rând, voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu și în corespondența fiecărui picioruș scurt vom lucra câte un picioruș dublu. Deci acesta este rândul următor, iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Să fiți atente în momentul în care închideți lucrarea încerc să fie pe față. Iar noi ne întâlnim pentru a continua. În momentul în care am ajuns la capătul rândului, vom închide trecând după primul picioruș dublu. De la începutul acestui rând vom lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, iar acum începem bata propriu-zisă. Vom intra pe dedesubtul primului, următorului picioruș dublu. De fapt, vom face un picioruș dublu. Apoi firul pe croșet și vom intra prin spatele piciorușului. Vom extrage firul și vom lucra picioruș dublu. În felul acesta, alternând piciorușele, vom face bata care va fi destul de stabilă. Acest model de bată deja l-ați văzut la mine, deci lucrăm back loop, front loop și vom continua astfel lucrând un număr de rânduri atât cât considerăm noi că este necesar. Ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând pentru a vă arăta din nou cum închidem rândul, iar apoi vom continua singure. Am ajuns din nou la capătul rândului și voi închide în același mod cum v-am arătat. Voi intra după
piciorușul dublu, voi extrage firul, mă voi urca în sus cu trei ochiuri de lanț care țin locul unui piciorul dublu, după care voi continua lucrând piciorul dublu front loop și back loop. În felul acesta veți lucra câte rânduri doriți dumneavoastră, repet din nou. Iar noi ne întâlnim când vom termina de lucrat bata și vom continua modelul, care, vedeți, va fi un model foarte simplu, dar în același timp de efect și grosuț. Deci ne întâlnim după ce realizăm bata. În momentul în care am lucrat bata, eu am făcut 2, 4, 5 rânduri în acest mod, pentru mine este suficient. Vom închide rândul ca de obicei, așa cum ați văzut că am făcut-o. Voi face un ochi de lanț care ține locul unui picioruș scurt. Apoi, în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior, vom face câte un picioruș scurt. Deci acest rând va consta doar în piciorușe scurte, care apoi ne vor ajuta să facem modelul de bază. Deci, piciorușe scurte și ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. În momentul în care am ajuns la capătul rândului, vom avea nevoie de un fir sau despărțitor sau de o clămiță. Acum vom începe modelul propriu-zis și vom lucra primul picioruș scurt și vom pune firul despărțitor sau clămița. În felul acesta știm de unde începem. Deci am lucrat un picioruș scurt. Următorul picioruș scurt îl vom lucra intrând un rând mai jos. După care vom continua un picioruș scurt lucrat în mod normal. Următorul vom intra din nou un rând mai jos. În felul acesta vom forma modelul propriu-zis și vom continua lucrarea noastră. Deci primul rând a fost doar piciorușe scurte, simple. Acum aceste piciorușe scurte intercalate în acest mod, să fiți atente, să nu greșiți. Primul rând este cel mai important, după care totul va decurge în mod natural. Lucrând în acest mod, veți vedea, pe măsură ce lucrăm, obținem un model foarte, foarte frumos și gros în același timp, va ține bine de cald. Iar noi ne vom întâlni la sfârșitul rândului. În timp ce lucrați acest prim rând, puteți număra ochiurile, piciorușele, astfel încât să avem numărul exact, nu greșim. Lucrând împreună, ia uitați-vă că aproape ajung la sfârșitul rândului și vom continua împreună. Atenție, să nu greșim, pentru că, așa cum vă spuneam, acesta este cel mai important rând. Și plecând de la acesta, vom continua lucrarea noastră. Apoi veți vedea cât de frumos se aranjează ceea ce lucrăm. Am ajuns la capătul rândului. Scuzați. Deci am ajuns la capătul rândului, pe care îl vom închide cu fir alunecat, după care vom continua. Și în corespondența piciorușului scurt lucrat în mod normal, vom face un picioruș scurt lucrat dedesubt. Iar în corespondența piciorușului scurt lucrat dedesubt, vom face un picioruș scurt în mod normal. Deci, în felul acesta, noi vom continua
rândul 2 al lucrării noastre și astfel vom lucra atâtea rânduri cât avem nevoie pentru a ajunge la degetul gros, la înălțimea degetului gros. Este foarte ușor modelul, după cum vedeți, deja începe să se formeze. Uitați-vă ce frumos arată și întotdeauna să fiți atente la modul în care închideți rândul și la modul în care îl veți începe. Acest model este foarte frumos și ușor de realizat cu acesta, chiar și bluze, fulare, căciulițe. Poate fi lucrat în mai multe variante. Lucrând așa cu dumneavoastră, aproape ajung și la capătul celuilalt rând. Nu uitați întotdeauna să puneți firul despărțitor, eu nu l-am pus pentru că nu am nevoie, însă dumneavoastră să îl puneți. Iar noi ne vom întâlni când vom ajunge aici, pentru a continua lucrarea. Eu am lucrat rândurile intercalate, rândurile de piciorușe scurte, până când am ajuns la înălțimea degetului mare. În acest moment vom continua în felul următor. Firul pe croșet, ca de obicei, voi face 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț, iar aici voi număra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ochiuri, 6 piciorușe, voi intra în următorul, pentru că în felul acesta voi forma deschizătura pentru degetul mare și voi continua lucrând ca de obicei în același mod, un picioruș scurt în mod obișnuit, un picioruș scurt un rând mai jos, trecând prin rândul de jos. În felul acesta voi lucra până când voi ajunge în corespondența acestor 4 ochiuri de lanț. Am ajuns în corespondența celor 4 ochiuri de lanț, aici voi face 4 piciorușe scurte. De ce am făcut doar 4 ochiuri de lanț? Pentru că făcând 6, lucrarea nu se va așeza bine pe mână. Să nu uităm că partea superioară este mai groasă mâna, deci aici este mai groasă decât aici. Dacă făceam 6 ochiuri de lanț, ar fi stat foarte, foarte urât în acest loc. Și după ce am făcut cele patru piciorușe scurte, în mod normal, voi continua lucrând modelul exact așa cum am lucrat până acum, intercalând rândurile, ca de obicei. Iar noi ne întâlnim în corespondența celor 4 piciorușe scurte pentru a continua lucrarea. Ajuns în corespondența celor 4 piciorușe scurte, voi continua să lucrez rândul după cum urmează. Aici am un picioruș scurt în mod normal, voi continua cu cel luat pe dedesubt și voi intra dedesubt, voi lucra un picioruș, celălalt picioruș scurt normal, următorul voi intra pe dedesubt, acesta îl voi lucra în mod normal, următorul a venit cel lucrat pe dedesubt. Deci continuăm rândul în modul normal, luând piciorușele exact în funcție de modelul nostru și vom continua astfel lucrând rând după rând
pentru lungimea de care avem nevoie să acoperim mâna până unde dorim. Deci continuăm în acest mod, de jur împrejur, iar noi ne întâlnim pentru a închide această scurtă lucrare. Am ajuns în punctul în care am acoperit aici degetele. După cum vedeți, se aranjează bine sub degetul mare. Iar acum nu facem altceva decât să închidem această parte a lucrării cu fir alunecat și în felul acesta, cu piciorușe scurte, în modul cel mai simplu posibil, am realizat o pereche de mănuși fără degete pentru soții sau pentru fiii noștri și acesta, așa cum vă spuneam, poate fi o ușoară și o frumoasă idee de cadou pentru Moș Crăciun. Așa cum vă spuneam, ei, bărbații, în general, iarna lucrează mai mult pe afară, pot fi folosite chiar și când conduc mașina și cred că arată foarte, foarte bine. Dacă veți lucra, veți vedea cu câtă ușurință se execută, veți vedea că sunt grosuțe, deci vor ține de cald și în felul acesta vom face o frumoasă surpriză celor dragi nouă. Eu le-am făcut pe această mărime, deoarece le fac pentru mine, însă dumneavoastră, așa cum v-am explicat la început, veți face după mărimea dorită de dumneavoastră. Eu nu am la cine să le fac cadou, așa că mi le fac cadou mie. Și nu uitați, întotdeauna se va începe pe numărul de ochiuri de lanț necesar care să ajute să intre mâna în ele. Am ajuns la capătul rândului, acum voi scurta firul, îl voi ascunde, voi închide și îl voi ascunde ca de obicei, așa cum am învățat să ascundem capetele de fire. Sărim două ochiuri, vom extrage firul. În felul acesta se vede frumos locul unde am închis, după care vom ascunde firul dedesubt, fie cu acul, fie cu croșetul, în modul în care dumneavoastră puteți să dați siguranță lucrării. Iar apoi, bineînțeles, eu am făcut și perechea. Se lucrează foarte ușor. Dacă aveți timp la dispoziție, în câteva ore le-ați realizat aceste mânuși fără degete. Voi încheia aici. În cazul în care aveți anumite nelămuriri, să-mi scrieți, vă rog, în comentarii și eu voi veni cu lămuririle necesare. Acum le voi încerca. Două secunde. Am reîntors pentru că trebuia să iau cealaltă mânușă. Ia uitați-vă. Aceasta este ceea ce am realizat. Eu sper să vă placă. Bineînțeles, capetele de fire le ascundem dedesubt, fie cu acul, fie cu croșetul. Așa cum spuneam, sper să vă placă și această idee, acest proiect. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizualizări, pentru faptul că îmi sunteți aproape. Vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase și închei ca de obicei cu aceleași cuvinte. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. Vă iubesc și ne vom reîntâlni cu noi tutoriale. Vă salută Tatiana! La revedere!